Primul castru din piatră ridicat de roman pe teritoriul Dacii se află în drobeta Turno Severin, în incinta Muzeului Porțile de Fier. De asemenea, este singura fortificație romană care a funcționat din secolul al II-lea până la începutul secolului al VII-lea. Castrul roman din Drobeta Turnu Severin a fost construit în perioada dintre cele două războaie dacice pentru a proteja podul de pe Dunăre. Acesta este un important centru militar și politic, inițial fiind construit pentru a adăposti 500 de soldați care asigurau paza podului. Între magaziile de alimente, Horea, și zidurile de incintă s-au descoperit alte două clădiri, lungi cât pretoriul. Ele aveau un centru câte o curte spre care se deschideau alte încăperi. Acestea ar putea fi locuințe pentru ofițeri. Se văd și în ziua de azi fundațiile castrului roman în curtea muzeului Porțile de Fier. Pasionat sau nu, pe alea romană din acest castru se va simți cu siguranță energia vremurilor de altă dată. Odată ajuns în inima județului Mehedinți, trebuie vizitat castrul Drobeta și nu numai. Alături se regăsește podul lui Traian și castrul Serbia, care formau un complex strategic care asigura legătura dintre cele două provincii romane situate la nord și sud de Dunăre.